O mamă a trei copii, uciși de fratele lor în locuința familiei, mărturisește că trăiește în fiecare zi cu groază. Nu-și poate imagina cum ar putea trece mai departe fără cei cărora le-a dat viață și pe care i-a iubit mai mult decât orice pe pământ. Conform știri de Cluj.ro, gemenii Cristi și Chelsea, în vârstă de 8 ani, și sora lor mai mare, Lisa, în vârstă de 18 ani, au murit în timpul unui atac sângeros care a avut loc în casa familiei din Irlanda, pe 4 septembrie. Mama lor nu se poate opri din plâns. Îngenunchiată de durere, femeia a adus un omagiu emoționant, mărturisind că le va ține vie memoria pentru tot restul vieții. Noapte bună, îngerașii mei frumoși, cele două fete minunate, unate ale mele și fiul meu frumos, a scris ea. Vă iubesc și îmi lipsiți mai mult în fiecare zi, cei trei îngerași ai mei pentru totdeauna. Cu doar câteva zile în urmă, într-o altă postare pe rețelele de socializare, mama a mărturisit că se simte pustiită și că viața ei nu va fi niciodată aceeași după pierderea devastatoare, relatează Irish Mirror. Cei trei copilași dragi mei, o să vă iubesc și o să-mi fie dor de voi pentru tot restul vieții mele. Fiecare zi devine din ce în ce mai grea fără voi. Mami vă iubește, a scris ea într-o postare pe Instagram în weekend. Durerea este inimaginabilă pentru mama acestora, nevoită să-și îngroape cei trei copii în vreme ce fiul ei de 24 de ani rămâne în arest preventiv pentru uciderea lor. Zeci de oameni au venit la mormântarea copiilor, înconjurând cele trei sicrii albe aduse cu trăsurile trase de cai. Nu te voi uita niciodată, a spus o prietenă a Lisei. Inima mea este complet spulberată. Tu ai fost cea mai bună prietena mea. Ai fost mama grupului. Cum trebuie să mergem mai departe fără tine? Ai avut atâtea planuri pentru viitorul tău. O bucată din inima mea este complet ruptă. Acolo au fost toată viața ta. Ai fost mereu acolo pentru noi, conform știri de Cluj.ro.